Bună ziua tuturor celor prezenți în sală și celor care vor asculta această înregistrare. În cadrul proiectului Literatura Română Necanonică, ce își propune să prezinte opere și autori care nu fac parte din programa școlară de bacalaureat, vom vorbi astăzi tot despre dramaturgul Vasile Alexandrii, cea mai puternică și reprezentativă personalitate a secolului al XIX-lea. În prelegerea anterioară ne-am oprit asupra câtorva date biografice și mai cu seamă asupra implicării sale în toate evenimentele culturale, civice, politice ale vremii, din care voi reaminti doar câteva. Poet, prozator, dramaturg, jurnalist, culegător de folclor, membru al Academiei, susținător activ al Revoluției de la 1848, având un rol decisiv în realizarea și recunoașterea Unirii de la 1859, ministru plenipotențiar al României la Paris și multe altele. Fiind cunoscut mai ales ca poet, sau chiar doar ca poet, am prezentat numai activitatea sa de dramaturg, urmând poate într-o viitoare întâlnire să vorbim și despre Alexandrii, prozatorul. Am vorbit în prelegerea de luna trecută despre cânticelele comice, acele scurte scenete menite să înfățișeze diferite tipologii ale vremii, despre drama istorică Despot Vodă, despre feria Sânziana și Pepelea, despre dramele inspirate din lumea Romei Antice, Ovidiu și Fântâna Blanduziei și foarte puțin despre creațiile cele mai rezistente la trecerea anilor, Chirița în Iași sau Două fete și o neneacă, înturnarea cu coanei Chirița sau Chirița în provincie, cărora le-au urmat Chirița în voiaj, Chirița în balon. Și nu am mai avut timp să citim decât un singur cânticel comic. În Chirița, așa cum spuneam, scriitorul satirizează pe profitorii evenimentelor de la 1848, parvenitismul noilor îmbogățiți, pretențiile acestora, incultura, proasta educație dată copiilor, ridicolul încercării de modernizare pripită, abuzurile administrației. Comediile ce o au drept protagonistă pe Coana Chirița sunt o incontestabilă biruință a literaturii noastre prin realismul tabloului de moravuri al societății moldovenești din prima jumătate a secolului al XIX-lea și prin autenticitatea eroinei principale. Deci astăzi, Chirița în Iași sau Două fete și o neneacă, care e prezentat așa, comedie cu cântice în trei acte, reprezentată de Teatrul Național din Iași în beneficiul artiștilor români la 1850. Toate comediile lui Alexandrii cuprind și cânticele, le-am putea considera și într-o măsură operete. Coana Chirița Bârzoi și copiii săi, Aristița, Calipsița și Guliță, sosesc la Iași cu o trăsură veche pusă pe tâlp de sanie, trasă de 16 cai. Dar la intrarea în oraș este o barieră și toți trebuie să-și spună numele pentru a fi trecuți în catastif, adică într-un registru, de către, sigur, un slujitor. Coana Chirița e supărată, cum, adică să mi se treacă mie, să fiu întrebată cine sunt, adică toată lumea ar trebui să știe cine sunt, și spune trufașă slujitorul: cu coană, ce-i? Cum-i numile dumitale? E, cum-i l-o da nănașul, lipsești de acolo. Așa știu și eu, dar apoi vezi cu coană că trebuie să te trecem la catastiful barierii. Să mă treci la catastif pe mine? Dar ce sunt eu să mă treci la izvod? Auzi vorbă, măi că obrazi și mai sunt gulerații ăștia cu săbiuțe. Slujitorul, astupându-și urechile: ho, țară, că doar n-am urei de săftian. Cu coană, avem poruncă să nu lăsăm pe nimeni în târg până a nu-l întrebea de nume.
Ei, cor să-mi scoată sufletul. Du-te de scrie, coverit în Iași, cu coana chiriță a banului Grigorie Brzoi de la Brzoieni, cu Aristița, Calipsița și Guliță copiilor. Chirița jignește pe toată lumea, și pe slujitori, și pe țăran, și pe feciorul în casă. Câteva exemple. Îi se adresează sluzicei. Ce te-o apucat, mă rog, coțofano de cârâi ca o cioară în pat? E seama la lucruri și taci din plisc? Și tu, mojicule, adresându-se către fecior, ce stai în capră ca un degerat și nu zici surgilor să meargă? Vai, bată-vă crucea mangosiților că o să-mi faceți zile fripte. Dar intrarea în Iași întâmpine și alte obstacole. Suntem în vremea câșlegilor, adică iarna între postul Crăciunului și postul Paștelui, când se pot da petreceri, când se mănâncă de dulce, e zăpadă și multă și trăsura se împotmolește. Înțesată de bagaje, Chirița le spune sluzicei și fetelor să coboare, să se vășureze trăsura, dar trăsura era grea din cauza bagajelor. Sluzicei. Dar tu chiar am ce stai acolo, parcă clocește o, dă-te jos, să se vășureze trăsura. Aristiți-o, calipsiți-o, dați-vă jos și voi, doar ne-om distroini mai degrabă, ia așa frumos încet să nu lunecați. Guliță vrea și el să coboară, să Chirița nu lasă, Guliță este protejatul ei. Să mă cobor și eu cu țățâcile? Chirița, ba nu, Gulița mamei, nu, drăguță, mă atașez în trăsură ca să nu răcești. E, nineacă, vreau să mă cobor, na. Ba nu, suflete, dacă mă iubeșezi, mătăluță locului puiule și te învălește cu contășul băbacăi. Contășul era o haină luxoasă purtată de băieri. Ei, m-am săturat de contăș, vreau să mă dau pe gheață. Ba să nu faci poznă, Guliță, nineacă, că apoi s-a mânia nineaca și nu se-a mai cumpăra minavet. Știi, mata, minavetul care ți l-am făgăduit, minavetul era o flașnetă, un fel de orgă, cred că ați văzut prin filme, care începe să cânte atunci când se învârte din manivelă. Da, îi va cumpăra până la urmă acest minavet. În scena următoare apar alte două personaje, și anume Bondici și Pungescu. Observați ce nume sugestive au. Sunt doi cartofori, adică împătimiți de jocul de cărți, dar care și furau, evident. Și ei fugiseră din Focșani pentru că erau bănuiți că au furat la jocul de cărți și erau urmăriți de ispravnicul din Focșani. Dar ei se prezintă, spun ei că schimbă numele și nu-și mai zic Pungescu și Bondici, ci Pungescovici și Bondicescu. Și se prezintă drept spătar și agă, funcții înalte. Se oferă să ajute pe Chirița, bănuind că fetele au zestre. Chirița e fericită văzând în ei doi posibili gineri, pentru că de asta venise Chirița la Iași, să caute gineri pentru băieți pentru fete, să le mărite. Apare după aceea văduva Afin și fiica sa Luluța, nu, și serdarul Coculeț. În timp ce Chirița vorbește cu ei, Aristița și Calipsița pleacă cu Bondici și cu Pungescu și serdarul Coculeț primise deja informația de la Focșani că cei doi sunt dați în urmărire și bănuiește că aceștia sunt. În actul al doilea suntem în casa Chiriței din Iași, în salon. Chirița se pregătește pentru bal și își desenează sprâncenele cu praf de nucșoară. E terorizată de Guliță, căruia îi cumpărase minavetul, și de la un neamț, și acesta cânta zdrâncănea toată ziua la el. O să mă năucească trântorul cu minavetul lui, cât e ziulica de mare, tu țârliește, de urlă câinii mahalalei. Fa, Ioană, du-te de zi cu conașul lui să tacă că m-am săturat de mojică ca de mere pădurețe. Îmi vine acru.
Așa mi se cade dacă mă potrivesc eu de cumpăr minavetul celul de la neamț. Las că ține cât dracu pe tată său. Tronc, că mi-o dat nucșoara în ochi, își făcea sprâncenele și i-a căzut praf de nucșoară în ochi. Iar văleu, că mare păcat cu un plod, îmi vine să latru. Țâși, diavolii, că mă bagi în ipohondrie. Guliță, las din neacă, că învăț muzica. Ți-o-i dea eu acum jmojică, trânturile de nu-i putea o înghiți. Din comentarii pleacă Chirița și din rămâne slujnica și din comentariile ei înțelegem cu ce se ocupase Chirița, evident împreună cu fetele sale, de când venise în Iași. Vai de mine, ce păcate pe capul meu de când am venit în Ieșul ăsta. Ba îmbracă pe cucoană, ba gătește duducile, ba calcă rochii de bal, ba arde nucșoară de sprâncene, mă mir cum nu s-o sătura de zbănțuit. Ieri au fost la teatru și în astă seară merg la bal la Afinoaia și apoi și alt păcat, că începa să îmbrăca de pe la toacă. Deci când, seara când bate toaca la biserică, îmi vine să iau câmpii, nu alta. În vizită la Chirița vin văduva Afin și fiica sa Luluța, care o ironizează pe Chirița, o vede cu sprâncenele nefirești făcute și spune: alei, mama, ce-o pățit mătușica de și-o pus lipitor pe frunte? O doare capul? Chirița: eu lipitori? Afin: ce lipitor? Unde vezi tu lipitor? Ha, 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 ba sprâncene și una-i numai pe jumătate. Chirița vorbește ca pentru sine, cum i-aș suci gâtul când ar fi a mea, adică atunci când o să-i fie noră, crede ea. Mama, spune Luluța, să-mi cumperi și mie o pereche de sprâncene din târg ca să le pun păpușii de anul nou. Afin: bine, bine, ți-o-i cumpărat aș din gură. Dar de ce să tacă soră? Lasă să vorbească copila, că zice tot niște lucruri, se cunoaște că învață la pasion. Pansion, mătușico, nu pasion. Fie și pansion, că doar nu m-o cresc cu mama cu guvernată, ca să știu nemțește. Guvernantă, mătușică, nu guvernată. Dar bine, mătușică, așa vorbiți pe acolo în provincie? Ha, 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 Chirița, ce juvaier îi! Ce tron ți-aș trage eu, trântorule! Are un duh cât șepte și dă din trânsa niște vorbe. Afin, mă rog, să nu-mi odi ochi. Chirița, tiu, tiu, tiu. Luluța, culegând un pai de jos: na, că ți-o sărit un dinte, mătușică. Chirița speriată: un dinte? Ce dinte? Un pai. Luluța: altă dată să știi, mătușică, că aici în Iași nu este obicei să faci ptiu-ptiu în obrazul altora, nu-i frumos. Auzi păcatul, auzi cum o înșelat, de mi-o sărit inima din loc. Să spun drept, soro dragă, ți-i hazlie, Luluța, dar e cam obrăznicuță, adică să nu te superi. Chirița se plânge că soțul ei vrea să mărite fetele cu doi boiernași de țară pe care nu îi consideră suficient de bun pentru fetele sale. De aceea a venit la Iași, spuneam, să-și găsească gineri. Și iar ginerii pe care își dorește Chirița sunt cei doi coțcari, Pungescu și Bondici, care se prezentaseră, după cum am spus, drept agă și spătar. Și acum îmi spuneam, zic într-o zi, boierule, frate, știi că avem, îi relatează discuția pe care o avusese cu Brzoi. Știi că avem două fete mari? Ba ce mari, îmi răspunde sufletelul Coșcogea, că niște dragoni. Bărbatul meu, uitare mucalit, bat la norocul cu un car de galbeni. Ei bine, îi zic eu, gândit-ai, dragă, să le mărităm? Hai, hai, le-am găsit doi bărbați, șuca, da. Care și care? Paharnicul Brustur și căminarul Cociurlă, vecinii mășiei noastre. Brustur și Cociurlă? Elei, frate, cum să-mi dau fetele după niște boiernași de țară? Fete frumușele, tinerele, curățele, hărnicele, cu frațuzeasca lor, cu ghitarda lor, cu cadrilul, deci știau să danseze, cu cadrilul lor, gospodine bune, iconoame, cedite, jucate, pricopsite, să le fac eu pe una brusturoaie și pe cealaltă cociurloaie. Atunci se ajungă. Ia brusturoaie, ia cociurloaie, mai mint decât ormogni și ormbătrânii în casa
părintească. Brusturi și Cociurlă au moșioare, zice el. Au bănișori buni, au vitișoare bune. E, și pentru că au vite, de aceea să-mi fac blestemul că să le dau copilele? Ba, cât-i cucu, și-or pune dumnealor pofta în cui. Ba, nu și-or pun eu, pentru că le-am făgăduit. Ba, și-or pune, ba, nu și-or pune, ba, și-or, ba, nu, ba, și-or, ba, nu, ah, ah, și-am leșinat. Ai leșinat, fără doar și poate, dar știi, iată, când m-am trezit, bietul sufletelul își smulgea mustețile de deznădăjire și pentru ca să mă liniștească, mi-a făgăduit să mă lase ca să vin în câșlegi la Iași cu fete cu tot, pentru ca să încerc doar le-aș putea mărita aici. Însă mi-au hotărât ritos, decă de noi izbutit să prind gineri prin Iași, până la sfârșitul câșlegilor, apoi îmi brusturește și îmi cociurluiește odoarele ca mai bine. Deci avea învoire de la Brzoi să vină la Iași, așa, dar dacă reușește până la sfârșitul câșlegilor, bine, dacă nu... E, și până acum nu s-a arătat nimeni, întreabă Afin. Cum nu? Înțelegi că îndată ce am sosit aici, mi-am scos fetele la iveală. Pe la teatru, pe la soarele, ghilosite, gătite, împopoțonate, îmbrăcate, tot după modă. Ce trebuie să faci? Dacă ai juvaierul, trebuie să le arăți. Și în sfârșit, am prins doi în capcan. Dar însă nu mi-o pomenit nici bei de Isaia Dănțuiește, deci încă nu le ceruse. Cine și cine? Aca Bondicescu și spătarul Puncescovici. Știi, tinerii cei doi care porniseră cu copilele la brațetă când ne-am troienit în Păcurari și care i-am întâlnit intrându-s patru la Han în Pârlita. Bondicescu, soră, și Puncescovici. Da, îi știu, i-am zărit când ți-ai luat fetele înapoi. Îi cunoști? Cum nu? Vin în toate zilele să ne vadă. Și știu una? Pare mi se că li s-au aprins călcâile. Aș. Ce spune Chirița? Da, n-ai cercetat ce sunt, de unde, ce stare au? Ce atâta cercetare când unul agă și celălalt spătar? Și apoi tineri, soro, cu vorbă, cu igemonicon, cu dabieturi, iar nu ca brusturi și Cociurlă, groși la ceafă și morocănoși. Așa, gineri, mai vin de acasă. Intră în acest timp Guliță cu o scrisoare de la Brzoi prin care o somează pe Chirița să se întoarcă acasă, că era aproape de sfârșitul câșlegilor și să-și mărite fetele cu cei doi pe care i-a lăsese el. Dar Chirița și fetele nu se sichisesc, se duc în camerele lor pentru a se pregăti pentru bal. În timpul acesta, în salon, în care nu mai era nimeni, intră Pungescu și Bodici, care deja se făcuseră cunoscuți că înșelau la jocul de cărți. Ei găsesc cotrobuie prin casă, prin salon, și găsesc foaia de zestre a fetelor și, evident, se gândesc că trebuie să se însoare cu ele. În acest timp intră în salon Calipsița și Aristița. Cei doi încep să le spună cuvinte drăgăstoase, să le facă curte, și Chirița îi surprinde și pe loc le dă binecuvântarea, fericită că și-a găsit gineri pe plac. Și pleacă toți la bal la văduva Afin. Dar sosesc prea devreme. Suntem în actul al treilea, acasă la văduva Afin. Au sosit prea devreme, încă nu venise nimeni și la sugestia văduvei Afin pleacă la teatru până se face ora potrivită, dar pe Guliță îl lasă acasă gândindu-se că mai vorbește cu Luluța. În vreme ce Guliță și Luluța stau de vorbă, Luluța îl ironizează pe Guliță, pe care îl vede și caragios și cam prostuț, intră Coguleț, care află de la Finoaia ce gine și-a găsit Chirița. Apropo, știi pe cine și-o ales gineri cu coana Chirița? Și-o găsit gineri în sfârșit, slavă Domnului, că mult o mai umblat căutându-i cu lumânarea biata femeie, dar pe cine zisești? Pe berbanții cei doi de care mi-ai vorbit mai deunăzi. Bonde și Bungescu, ce zici? Așa, frate, o ales, până o cules. Dar bine, soro, aceia niște turie brâu de n-au margini. O fugi din Focșan ca să scape de mâna administratorului, fiindcă dizbrăcaseră lumea cu teșmecheriile lor. De când îi pasc eu că doar eu îi prinde cu o camică și trântesc în dubă, până și mai alaltă ieri m-am pus eu un adins la cărți cu ei. Și nu i-ai prins cu vreo coscărie? Nu, se feresc de mine ca dracu de tămâie.
Și mi-e mai mare ciudă că mi-au luat vreo 15 galbini. Din banii dumitale? Aș, nebun sunt. Dar las că nu scapă ei de coculeț. Nu, de-i știi că s-or strigura toți banii agiei, am să-i înhaț. Deci nu din banii să-i jucase cărți, ci din banii agiei. Chirița se întoarce furioasă de la teatru. De ce? Pentru că piesa se numea Două fete și o neneacă. Iar ea se recunoscuse drept personaj în această piesă. Bată la concina pe auftor care ar fi acela, dar ce are el cu fetele mele de se leagă nitam nisan de dânsele? Auzi, două fete și o nineacă. Eu cred ca o proastă că e vreo istorie cu moral și mă duc frumos la teatru fără ca să-mi treacă prin gând că o să mă văd parastuind chiar pe mine, pe dumneata? Da, știi, bucățică tăietă, ba încă ce, să mă arate la o mulțime de boieri cum am troienit în păcurare și cum îmi fac sprâncenile și cum mă sfădesc cu Ioana Țiganca și cum mă chinuiesc ca să mărit fetele, dar ce are el cu mine? Ce are el a împărțit cu copilele mele? Aud? Coculeț va reuși să-i prindă pe cei doi, pe Bondi și pe Buncescu, că au cărți văzluite. Și când aude cine sunt de fapt cei doi, Chirița leșină. Atunci sosește Brzoi ca să-și ia nevasta și copiii și se întorc la Brzoieni, unde așteptau ginerii găsiți de ei. Și așa se încheie piesa Aventura Chiriței la Iași. Chirița în provincie, deci de fapt o continuare. Comedie cu cântice în două acte, reprezentată pe Teatrul Național din Iași în beneficiu domnului Milo la 1852. Constantin Milo, primul care a interpretat-o pe Chirița, în travestii, bineînțeles, erau vremurile în care, nu numai la noi, peste tot, rolurile de femei erau jucate de bărbați. În primul act se petrece în ograda casei Boierești, de la țară, a familiei Brzoi. Chirița Brzoi, îmbrăcată în costum de amazoană, intră călare în ogradă, înconjurată de țărani. Mai mulți țărani cer să facă dreptate pentru că Guliță le-a ucis un vițel la vânătoare, a dat foc unui bordei și s-a purtat necuvincios cu una dintre fiicele țăranilor. Chirița însă ignoră cererile acestora și aprobă comportamentul fiului său. Sâsbețivilor, bine v-a făcut sufletelul, de ce nu vă păziți viței și măriucele? Așa să pățiți. Hai, lipsiți de aici. Auzi, țopârlanii, ia apoi să nu iei măsură cu prăjina de falce? Afară mojicilor, că vă știu eu de mult că sunteți buni de gură și răi de lucru. Afară. Îi zgonește pe țăran și începe să strige să vină cineva să o ajute să se dea jos de pe cal. Vai de mine, cu niște țărănoi, că n-ai cap să trăiești de răul lor, de-abia am ieșit puțin de la plimbare ca să mă mai răcoresc și parcă dracu i-o scos în cale să mă tulbure, iar m-o fi făcut roșie la față ca un stacoș. Ioane! Și apoi astfel hurducă și gloaba asta că m-a apucat de vreo 7 ori sughițul până acum. Ioane, ia ca somnorosul că iar o fi adormit în podul grajdiului și nici o să vie să mă coboare de pe cal. Ioane, mă, săracan de mine, că o să mă lase să șed toată ziua călare ca un jandar. Ioane, Guliță, Luluță, Monsiu Șarlă, cumnățică. E, vin în grabă toți. Ion, feciorul Boierescu, Safta era cumnata sa, Guliță și Charles, cum îi spune ea, profesorul Bietu, profesor de franceză, care se oferă să o ajute. Dar veniți azi de mă coborâți de pe cal, ce, Doamne, iartă-mă că ați adormit cu toții. Ba nu nineacă, zice Guliță, dar învățam Telemac cu Monsiu Dascălu. Safta, și eu făceam dulceț în cămară cu mnățică. Ion și eu, taci din gură, că ești încă cu ochii plini de somn, ține calul.
Charles se apropie de Chiriță. Madame Cocona, sari în brațe a mei. Chirița cochetează. În brațele dumitale, Monsieur Charles, ești foarte galantă, să mă tem. O, non te tem, că sunt vurtos. Nu de aceea, că și o ușurică, nu o ușurică, nu era cu Ana Chirița, ca o pană, dar apoi să sar în brațele unui cavaler, nu știu de se cuvine. Dacă non vre la mine, sar la Ion. Și într-o parte, jemiosa. Chirița, ei, dacă vroiești numai decât Monsieur Charles, țin-te că sar. No, poftim. Un, deux, trois, Chirița, hup. Cristi, spune Charles, ușurii ca un pan. Nineacă, zice Guliță, lasă-mă să mă sui și eu pe cal. Ce face? Ca să te trântească? Nu, Gulița, mami. Pe mata cum de nu te trântește? Eu am învățat la ieși, la manejărie. Numai eu știu câte bușituri am mâncat, dar apoi dă, dacă e moda. E, nineacă, lasă că să mă prind lucălare, măcar numai prin o gradă. Ba, ți-am mai spus odată că nu vreau. Nu mă supăra mai mult. Mai bine apucă de ți învață franțuzească cu Monsiu Șarlă, că mă ții o mulțime de parale trântore. Chirița se retrage cu safta la umbră și îi mărturisește acestea cât e de fericită că și-a măritat fetele, pietrele din casă. Știți că Alexandria are acel cânticel, piatra din casă. Și trebuie să știi cum nățucă că de când m-am dezbărat de Calipsița și Aristița, de când în sfârșit le-o mărita bărbatul meu cu brustul și cu o ciurlă, parcă am întinerit de 20 de ani. Îmi vine tot să zbur că, Doamne, mult m-am mai necăjit prin ieșul celea ca să-mi găsești gineri, știi? Știu, căzuse și în mâinile unor coțcari. E, când ar da Dumnezeu să mi se împlinească gândul, aș da 7 sărindaruri. Ce gând curând, soro? Ah, cum năsică, să mă fac isprăvnicească. Alta nu doresc pe lume. Isprăvnicească cu jandari la poartă și în coadă. Ăsta era marele vis al Chiriței, să devină nevastă de ispravnic. Chirița este convinsă că Bârzoi are toate drepturile să ajungă să fie numit ispravnic, pentru că trecuseră multe la Revoluția de 1948. Au pierdut vreo 10 vite, Bârzoi s-a îmbolnăvit de friguri, pe ea a durut o măseaua, astea au pățit ei. Pentru că este la modă, Chirița fumează. Iar să tragi tiutiun, soro, parcă te văd că iar ca ai să te îmbolnăvești. Ba nu, soro, că așa e moda. Dacă sunt armazoancă, trebuie să mă deprind cu țigările. Mă mir ce gust poți găsi să pufuiești din gură ca un neamț. Ce gust? Toată lumea, iată și un cânticel, toată lumea azi fumează, scoate fum pe nas, pe gât, unii moda imitează, alți fumează de urât, omenirea e o țigare care se preface în scrum și amorul cel cu pară arde și se schimbă în fum. Numai fumuri vezi aici la femei și la bărbați, toți fumează, poți dar zice că-s mai toți înfumurați. Cum înfumurați? Vrei să zici afumați? Și una și alta. Dar ea spune-mi cum nățică ce face Luluța. Negăsindu-și chibrituile, îi cere lui Charles. Bietul profesor de franceză e bulversat de traducerile libere ale Chiriței. Deci, traduce literal, de exemplu, o expresie precum a spăla putina, care înseamnă, în sensul figurat a fugii, Chirița o traduce în sensul propriu, cineva spală la modul concret butoiul și bietul Charles e disperat. Monsieur Charles, poroncesc, madame, nu cumva ai fosfor cu dumneata? Voilà, madame, el fium comun caporal, zice în sinea lui Charles. Merci. Voulez-vous aussi boire un cigar? Ils sont de minune. Spuneva un cuvânt francez cu un românesc. Ils sont de minune. Cigar de o halvan. Guriță înțelege altceva. Țigare de halva? Nineacă, dă-mi și mie o țigare. Auzi? Atât ar mai trebui. Cuconașii nu trag țigări. Ei, mata, de ce tragi dacă ești cucoană?
Dacă-ți gura, plodule, monsieur Charles, i-a dit moi, je vous prie, est-ce que vous êtes mulțumit de guliță? Cum sa, cum sa, mulțumit e patrop. Cheița. Ce qu'il est très zburdatic. Mais avec le temps, je suis sûr qu'il deviendra un tambour d'instruction. Tambour, adică tobă. Oui, adică dobă de carte. Tambour, nous disons comme ça en moldav. La fiecare traducere din asta ciudată, zice, așa se zice Moldova. Ah, bon. Et voyez, monsieur Charles, je ne voudrais pas qu'il perde son temps pour des fleurs de coucou. Pour des fleurs de coucou? C'est-à-dire des fleurs de coucou. Nous disons, așa zicem noi în Moldova. Și Chirița încearcă să-i facă un examen de limba franceză lui Guliță. Auzi ce spune, zici că ai să vorbești franceză ca pe apă, dar ia să-i fac eu examen. Guliță, spune nineacă-i, cum se cheamă franțuzește furculiță? Știți răspunsul, furculisio. Frumos, dar friptură, fripturisio. Prea frumos, dar învârtita, învârtisio. Bravo, Guliță, bravo, Guguliță. Charles, într-o parte, gogomanision. Ion vine cu un răvaș trimis de la Iași, adică cu o scrisoare. Chirița îl ceartă că nu știe cum să aducă răvașul. Da, așa se aduce răvașul, măi, oblojitule. Apoi cum? Cum? Nu ți-am spus că acum e moda să se aducă răvașele pe talgere, adică pe tavă? Ia ca parcă răvașele salivenci. Ce-ai zis, lipsești de aici și doar nu mi le aduce acum, îndată după modă, că atâta trebuie. Dar unde să găsesc eu talger cu coană, că nu sufragiu? Du-te sus la jupâneasă de cere un talger și un șervet. Și șervet? Și după ce îi pune șervetul pe talger și răvașul pe șervet, să mi-l prezentezi frumos. Ai auzit? Am auzit. Să pun talgerul pe șervet și răvașul pe șervet, bietul eu n-a înțeles nimic și bineînțeles că îl va aduce exact pe dos, adică va pune scrisoarea în palmă, peste scrisoare șervetul și deasupra tava goală. În răvaș, Chirița este anunțată că a devenit isprăvniceasă. Și citește scrisoarea de la Brzoi. Cu frățească mă închin și te sărut, dulce iubită Chirițo. În sfârșit, cu mila lui Dumnezeu, m-am isprăvnicit. Neamul nostru s-a înălțat. Eu pe acolo cam pe mare, cu megie și că pe aici las pe mine. Scoalte îndată și vină în târg cu toată gospodăria și cu tot neamul, dintre care nu uita mi-aduce curcanul cel bătrân, cam să-l pun în slujbă. Scris-am, al dumitale ca un soț, Grigore Brzoi. E, bineînțeles că Chirița este în culmea entuziasmului și dă porunci să plece la oraș, în târgul în care fusese numit ispravnic. Bun. Chirița îi spune cumnatei Safta că își dorește foarte mult să o mărite pe Luluța cu Guliță. Luluța își pierduse și mama între timp și fusese luată în grijă de Chirița, aceasta i-a administrat averea. Însă Luluța nu îl iubea pe Guliță, bineînțeles, îl iubea pe Leonaș, de aceea era tristă, nu-l mai văzuse de 3 ani și nu se bucură de isprăvnicia Chiriței. Între timp, profitând de zăbăceala produsă de aducerea scrisorii, Guliță fură calul și pleacă cu el. Evident că nu-l stăpânește, țipă să fie ajutat. Guliță este cade, îl trântește calul, este adus leșinat după ce îl trântește calul și Chirița îl bocește. Îl bocește de parcă ar fi murit. La un moment dat îi spune așa Chirița,
Chez il a mangé un terrible comment dites-vous en français, un terrible trântă. Guriță l-a auzit la acest cuvânt, i se dăduse și cu apă de colonie pe la nas, se deschide ochii și zice cu glas slab, trântision. Tot se mire și Chirița, trântision, o înviet franțuzește. Gulița nineacă-i. Tot în acest timp sosise Leonaș. Lujuța e fericită și în momentul în care aud versiunea românească, versiunea franțuzească a cuvântului trântă, trântision, sigur că pufnesc în râs amândoi. Și astfel că sunt descoperiți de Chirița, care face scandal. Cine chicotește aici? Luluța cu un cavaler. Ce faci aici, dimoni? Și dumneata cu conașule, cine ești? Ce cauți? Ce vrei? Cucoană Chiriță, mai întâi mă închin cu supunere. Și al doilea? Al doilea nu lipsesc a cerceta despre întregimea fericirei sănătății dumneitale, ca aflând și al treilea? Al treilea vei ști că domnului, că dumnealui Leonaș, zice Luluța, prietenul meu din copilărie. Leonaș, a, dumneata ești domnul Leonaș, mă bucur, ieși afară din ograda nerușinatului. Să iasă? De ce să iasă? Spune Luluța. Te învăța eu să râzi de Guliță. Auzi, mă rog, vine pe furiș în casa mea și în loc să mă mângâie la supărare, îi vine chef de râs. Cucoană Chiriță, mai întâi, al doilea și al treilea, ieși afară, că arătă cât e treaba cu cinste să nu te mai văd. Auzi? Leona se supără. Ia ascultă, bârzoaio, ai noroc că ești de când papură vodă, că apoi minciuni spui, că tocmai ieri am împlinit 35 de ani. 35 fără miercuri, vineri și fără sâmbete. Ce ai zis? Îmi lipsesc sâmbetele? Mării, iar împingeți-l măi de spate pe poartă să-l învăț eu au vorbit cu ispărnicesele. Țăranii vor să se repea deasupra lui Leona și Leona își scoate un pistol. Să nu vă mișcați, că dau. Guliță se ascunde după Chiriață. Ninică, nineacă, ne împușcă. Chirița se ascunde după Safta. Vai de mine, că ăsta-i volintir. Safta se ascunde după Charles. Nu lăsa, monsiu, monsiu Charles. Charles... vine în fața lui Leonaș, arătă misiu. Luluța lângă Leonaș. Leonaș, te rog, nu face vreo nenorocire. Leonaș, n-ai nicio frică, Luluță, cât pentru dumneata Chirițoaio, scrie în frunte ce spun, de azi înainte te așteaptă la toate șotile din partea mea. Nu-mi pasă că s-i sprăviceasă. Prinsese curaj. Tu, Luluță, dragă, fii liniștită că îi privighe totdeauna asupra ta. Adio. Să ne vedem sănătoși, brzoaie. Pa să te văd când o-i chema eu. Într-adevăr, Leonașii va face multe chirițoaie. Pagina... Așa. Și pleacă toți în târgul unde fusese numit Brzoi ispravnic. Actul al doilea se petrece, acțiunea din actul al doilea se petrece în salonul Chiriței din casa de la oraș. Chirița e pusă pe mari schimbări. Ion, feciorul, nu mai prididea de cărat peșcheșurile, adică plocoanele, cadourile care se aduceau ispravnicului, iar Chirița toată ziua sta în oglindă și își pusese gând să plece la Paris. Brzoi e supărat, deoarece Chirița cheltuie prea mult, și la Silisă se îmbrace cu haine nemțești, care sunt foarte strâmte și nu se simte bine deloc. Când Ion aduce peșcheșul jidovilor, adică 10 căpățâni de țară, de zahăr, Brzoi cere Chiriței să se apuce de făcut dulceaț. Sococ că nu te-ai mai jălui că n-ai zahăr. Hai, apucă-te de dulceți. Eu? Să fac dulceți? Ai nebunit? Dar voi cine, eu? Facă cum nățica, Safta, sorta. Dar eu știu că nu mi-o-i pârli fața la foc. Ce față, ce față, dar până acum, mă rog, cum ți-ai pârlit-o ca toate celelalte gospodine din târg? Până acum nu eram isprăviceasă de asta. Înțeles-o mai?
Las că dumneiei cu coana nu se mai catadixește, se plânge Vâlzoi, să caute de gospodorie, să facă gozonaci, pască, păstrămuri, dulceți, ca la casa omului, bucate creștinești, sănătoase, ci blan, majele și bulionuri, burci și alivenci, că cu astea am crescut în casa părintească. Și apoi alt păcat, a o luat obicei să aducă la sfârșitul mesei păhăruțe verzi cu apă caldă, ci că așa e moda la ieși. Deci spală gura unii dinainte altora și nu-i zi în care să nu mă înșel și să nu beau apă caldă. Înainte de plecarea la Paris, Chirița vrea să-i logotească pe Luluța și Guliță, chiar dacă Brâzoi se opune, și chiar în ziua aceea urmea să dea o masă în cinstea acestui eveniment, la care avea invitați, printre care și un ofițer găzduit la ei. Cine era acest ofițer? Era Leonaș deghizat. Vine să-i joace, așa cum i-a promis, o festă Chiriței. Se preface îndrăgostit de Chirița, îi spune vorbe dulci, Chirița pică plasă, e fermecată și îi dăruiește un portret. Să dai un portret unui bărbat era un semn de trădare, de înșelăciune. Luluța îl recunoaște pe Leonaș și tocmai când se sărutau, sunt surprinși mai întâi de Guliță, care îl provoacă pe Leonaș la duel. Sigur că Leonaș îl ironisează. Vine și Chirița și dă seama că a fost păcălită. Pentru a nu se mărita cu Guliță, Luluța se preface că a nebunit. Nu poți crede cu ce răbdare, spune Luluța, aștept să fiu logodită și mai ales măritată, ca păi atunci să fii toată ziua cu mine pe mâna mea, știu că o avea pe cine zgârie și mușca. Guliță speriat, ba să ferească Dumnezeu, e, de vreme ce ai să-mi fi soțiori, fă-mi puțin tică, curte. Vino încoace să te mușc, să te mănânc. Vai de mine, Guliță speriat, mare belei fatea asta. Te-ai învățat eu să nu vrei când poruncesc. Săracul de mine, e în stare să mă mănânce de viu, să nu-mi rămâie nicio bucățică băbacă-i. Luluțo, liniștește-te. Luluța, ba nu, cam să te mănânc. Ba nu mi-i mânca, Guliță. Cât era de prost Guliță. Leonaș vine, se deghizează pentru a doua oară în birjar, și se duce la ispravnic, vrea să vorbească cu ispravnicul, este întâmpinat de feciorul Ion, care spune că nu poate să intre la ispravnic decât dacă îi duce un plocon. Așa află Leonaș povestea cu curcanul. Îi explică Ion. Când vine cineva cu jalbă și cu mâinile goale de pilde ca dumneata, eu, din poronca boierului, mă țin la ușă cu curcanul. Îl vând cu o carboanță și pe urmă duc carboanța ispravnicului și eu iar curcanul înapoi de la juruitor ca poclon. Plocon. Înțelegi? Care vrea să zică curcanul ăsta ține până acum 696 de îl vânduse de vreo 50 și ceva de ori. Bună moșie, bună afacere. Îl cumperi, ori te îndrepti spre calea întoarsă. Cumpăr, n-a carboanța, n-a curcanul. Noroc să dea Dumnezeu, e curcanul și dă carbava lui Ion. Da? Deci, te-ai dus fără cadou, îți vând eu curcanul, tu dai bani și eu duc curcanul înapoi. Așa, părinte ispravnic, bine că ți-am aflat coscările și curcăniile. Ne-o răfâie mai târziu, dar oare unde-i Luluța? M-am schimbat în straie de birjar ca să pot intra aici, să mă întâlnesc cu Luluța. De-ar veni, am luat tălpășița amândoi pe ușa asta din dos. Brișca mei la portița grădinei ne-a suit întrânsa și nici tătare nu le-ar prinde. Bun. Chirița îl recunoaște și acum pe Leonaș.
ispravnicul vrea să-l dea pe mâna jandarmilor, dar Leonaș reușește să plece. În seara aceleași zile, Chirița dă petrecerea despre care am spus și pentru a logodi pe Luluța, pe Guliță cu Luluța, și pentru a-și lua o petrecere de despărțire, da, urma să plece la Paris, îi ceruse lui Charles să-i facă pașaport și se trecuse în pașaport baroana Chirița Brzoi. E, apare din nou Leonaș a treia oară deghizat, de data aceasta în femeie, într-o actriță. Și îi spune că are un frate, le spune lor, are un frate pe care îl cheamă Leonaș, care e îndrăgostit de Duduca Luluța, ce se află la ei în casă, și se preface că o sărută pe Luluța ca să o felicite pentru logodnă, spunându-i la ureche că el e Leonaș și să oprească într-un fel logodnă. Luluța se preface că are o criză de nebunie și vrea neapărat să se logodească cu actrița. Sigur că acest lucru nu se putea, dar intervine Charles, care spune: lăsați-o că e nebună, ziceți așa ca ea, că oricum nu are valabilitate să se mărite cu o femeie atunci. Își schimbă ideile de logodnă, deci se realizează logodna și după aceea Leonaș își arată adevărata identitate, adevărate lovituri de teatru. Brzoi încearcă să se împotrivească, dar Leonaș luase măsuri. El deja spusese serdarului cu ce făcea Brzoi, îi adusese demisia pe care trebuia să o semneze. În locul lui Leonaș a fost numit ispravnic. Brzoi, de teamă că va ști toată lumea ce abuzuri făcea el la ispravnicie, e nevoie să tacă. Sare în sus și Chirița, pentru că pierdea zestrea Luluței, însă Leonaș avea ac și de cojoc cu ei, îi șoptește la ureche că dacă se potrivește, îi arată portretul lui Brzoi, da? Așa că se împacă cu toții, da? Leonaș se ține de cuvânt, îi înapoiază portretul Chiriței și astfel că Leonaș și Luluța se logodesc, se vor căsători. Cine sunt nașii? Chiar cei doi Brzoi. La bună reîntâlnire!